alte povestioare de colecție. Se vorbea din ce în ce mai mult în micul Paris despre nume celebre cu origini în Brăila perioadei interbelice. Scriitorii Nae Ionescu, Perpesicius, Ilarie Voronca, Mihail Sebastian, Panaiti Strati, actrița Maria Filoti, neîntrecutul instrumentist Cavadia, precum și despre faimoșii dizori Cristian Vasile și Ioan Moscu, alias Jean Moscopol. Acesta se făcea cunoscut la barul Zisu de pe calea Șerban-Vodă, unde începe să cânte în 1929. Șeful orchestrei, Alfred Pagoni, este fascinat de vocea lui pătrunzătoare și mai ales de felul în care fluiera părți din cântece. Pagoni îi schimbă numele de scenă, spunându-i Jean Moscopol, nume cu care a intrat în istoria cântecului interbelic. Ușor, ușor se deschid ușile cântecului românesc, iar tangoul și romanța se impun nu numai în București, ci și în mari orașe ale Europei. Fiecare poveste de dragoste năștea un nou cântec, unul mai frumos ca altul, fiecare artist cu șarmul său. Buzele tale, superbe petale de rouă, au șoptit cândva la stele, că au fost odată ale mele. Dar azi, vântul când bate în nopți întunecate, când plouă, inima îmi frânge, dragostea îmi plânge. Tu nu mai ești a mea, nu mai ești a mea, deși la pieptul meu te strâng ca și-n trecut. Tu nu mai ești a mea, oricâte mi-ai jurat. Eu nu mai cred ce nopți frumoase am crezut. Sărutul tău e rece azi ca un vânt de toamnă, ce-n sufletul-mi trudit doar îndoiele-mi toarnă. Tu nu mai ești a mea, tu nu mai ești a mea, și plâng apusul unui prea frumos trâng.